și la următoarea prezentare strâns legată de aceasta a doamnei Andreea Grigoraie de la PNL. Bună ziua și îmi pare bine să mă aflu aici astăzi. Ca să nu ies din cheișa, aș vrea să fiu tot aici în fața dumneavoastră. Azi m-am gândit să completez prezentarea domnului Chinea cu ceea ce noi am elaborat în cadrul PNDR. Prin urmare, nu o să mă axez foarte mult pe prezentarea PNDR-ului, ci pe modificările pe care noi le avem în vedere, dar și pe simplificările pe măsuri și proceduri. După cum ați văzut și înainte, acestea sunt cele patru obiective propuse de VER pentru dezvoltarea clasei de mijloc clasate, pe care și noi le dorim să o abordăm prin PNDR. Iar aici o să încep direct practic acea bucată sau acea primă bucată la care ne referim este cea de creștere. Așa cum este și în strategia din PNDR, vizăm această creștere prin măsura 6.3, care este de fapt o măsură care continuă sub măsura 1.4.1, care se referă la semisubsistență. Astfel, după cum a spus și domnul Ghinea, în momentul de față, plafonul minim de eligibilitate la această măsură este de 8.000 de standard output. Având în vedere toată această analiză pe care noi am preluat-o și care mi s-a părut că va aduce la îndeplinire obiectivele propuse prin acest plan, practic vom iniția, deja suntem în faza de justificări și analize pentru modificarea PNDR-ului pe această măsură pentru plafonul minim de 4.000 de ESO. În acest sens, practic, segmentul de eligibilitate pe această zonă a fermierilor va fi de mai mare cu 300, în jur de 300.000 de posibil beneficiari. Știți cu toții că această măsură, practic, este un grant, nu este nevoie de o cofinanțare, este o măsură adresată micilor fermieri și vizează, în primul rând, ieșirea pe piață a acestora. Știți că prima tranșă de plată este de 75% din mărimea grantului, adică din cei 15.000 de euro. De asemenea, am considerat necesar ca să venim totuși și cu elemente de simplificare în urma discuțiilor și a unor negocieri cu Comisia vis-a-vis de perioada de monitorizare a acestor ferme mici, care, mă rog, aveau o perioadă similară cu cea a fermelor mari, respectiv de 5 ani de la ultima plată. Am reușit acest lucru prin reducerea perioadei de monitorizare la 3 ani pe această submăsură. Mai avem o altă, mă rog, serie de simplificări sau, să spunem noi, îmbunătățiri ale măsurii venite în urma consultărilor din piață. O să le trec în revistă, sunt chestii de amănunt, dar poate binevenite pentru această întâlnire. În lista raselor autohtone s-au adăugat și albinele ca o cerință a pieței. De asemenea, am avut solicitări ca pentru aceste platforme, care noi, platforme de gunoi de grajd, care vin în întâmplinarea acestor, să spunem, decizii europene vis-a-vis de decizia pe nitrați, să putem să venim în ajutorul acestor mici fermieri prin a putea susține cu această măsură crearea de platforme de gunoi și acceptarea dreptului real principal de folosință pentru terenul destinat construcțiilor, respectând, evident, legea 50, iar pentru cele temporare care nu au nevoie totuși de o, să spunem, de o platformă betonată, să se accepte și
alte drepturi de folosință a terenului. De asemenea, partea de sprijin pentru stabilirea tinerilor fermieri vine pe cel de-al doilea obiectiv de reînnoire a generațiilor în agricultură. Aici știm că este un sprijin acordat instalării tinerilor fermieri. Conform regulamentului, această măsură poate avea ca și segment de plecare maximul de eligibilitate al măsurii 6.3, respectiv cele 12.000 de standard output, ca și mărimea fermei, iar grantul este de 50.000 de euro pe fermă. El este evident acordat tot în două tranșe, mergând pe același principiu al grantului. Ceea ce aș vrea să menționez este atât pentru măsura 6.1, cât și pentru măsura 6.3, este faptul că în interiorul planului de afaceri poate fi eligibil, să spun, și partea de consultanță și partea de formare. Ceea ce mi se pare important pentru acest gen de ferme mici. De asemenea, prin această măsură considerăm a se îndeplini obiectivele din planul de afaceri în momentul în care acestea reușesc să ajungă pe piață cu cel puțin 20% din valoarea primei tranșe de sprijin. Ca și elemente de simplificare, cred că am încurcat tehnica, ca și elemente de simplificare pe această măsură, care de fapt este cel puțin primul element, este valabil pentru mai multe măsuri, este această posibilitate a elaborării unui studiu agricol localizat de către OSPA. Aceasta știți cu toții că Ministerul Agriculturii împreună cu ICPA a dezvoltat un studiu de potențial agricol pentru a plasa investițiile în funcție de zonele de potențial. Se pare că acest studiu a fost făcut la un, să spun, la o scară mai mare decât, să spunem, realitatea ne o arată. Drept pentru care am vorbit cu colegii de la ICPA și o să luăm un calcul din acest an și acest studiu agricol elaborat de către OSPA, care vine pe o scară mult mai precisă și va fi luat în considerare. Cum spuneam, acest element este aplicabil și pe măsura 6.3 și pe măsura 4.1. De asemenea, și pe această submăsură am reușit ceea ce vorbeam și la măsura 6.3, de o reducere a perioadei de monitorizare de 3 ani de la ultima plată. Aceeași posibilitate vis-a-vis de construcțiile ce vizează gunoiul de grajd. Aici, poate o mențiune, aș mai face această construcție în funcție de ce presupune ea și de capacitatea fermei, vorbind de zootehnie, clar, poate fi platformă betonată sau nu. Adică se acceptă și platforme de gunoi care respectă un minim de standarde de nitrați. De asemenea, cred că ar fi important să vă spun faptul că, după cum știți, în instalarea tinerilor am creat o, să spunem așa, o viziune ceea ce presupune instalarea tinerilor. Să spun, realitatea ne-a demonstrat că nu ne-am gândit la toate și așa se întâmplă probabil în multe cazuri. De aceea ne-am gândit și aici să venim cu o facilitate și anume de a putea, să spun, accepta acele întreprinderi înregistrate cu mai mult de 24 de luni, dar cu condiția ca, practic, acea întreprindere să își fi putut înregistra un caien agricol pentru prima dată. Bineînțeles că avem și partea de PNDR care se referă și la măsuri mai mari, la ferme mai mari și aceste tipologie de sprijin vine pe acel segment de consolidare.
respectiv măsurile, sub măsurile 4.1, 4.1a, 4.2 procesarea și procesarea la nivelul sectorului comicol. Eu nu o să intru în prezentare, după cum am spus, ci doar vă prezint aceste elemente cheie care se vor reflecta în următoarele proceduri și ghiduri de implementare. Practic, pentru a nu mai, să spunem, să facilităm cursul documentelor, vom elimina acea obligație ca solicitantul să aducă documente de la Registrul Agricol. Și aici, în special pentru fermele vegetale, unde se va accesa doar de către agenția de plată IAPSU, ne fiind obligatoriu depunerea documentului. Nu am mai vorbit de asemenea de acea posibilitate a elaborării studiului agricol de către OSPA, valabil și pentru 4.1 și 4.2. Verificarea eligibilității din punct de vedere al dimensiunii economice în ceea ce privește, să spunem, îndeplinirea criteriilor de selecție pentru solicitanții care desfășoară pentru prima dată o activitate agricolă. Asta însemnând, aici au fost o serie de discuții, ce se înțelege prin acest lucru și o serie de interpretări pentru care ne-am simțit nevoiți să clarificăm aceste lucruri și ghidurile vor să spunem, clarifica acest lucru în sensul în care această desfășurare pentru prima dată a unei activități agricole va însemna faptul că o exploatație va fi cuantificată ca și dimensiune pe baza previziunilor din SF pentru culturi animale și așa mai departe, atâta timp cât acei solicitanți sunt înscriși în APIA cu exploatația de mai puțin de 12 luni sau nu au depus nicio cerere de plată la APIA. Sper că acest lucru să clarifice toate neînțelegerile din implementarea anului trecut. De asemenea, au fost aduse clarificări asupra definiției date instalării în cazul măsurii 4.1. Aici avem, să spunem, prevederi de regulament destul de clare, care merg pe definiția tenorului ca și vârstă, dar și ca formare profesională, control efectiv al managementului exploatației respectiv al firmei, dar și posibilitatea ca această, să spunem, dată de instalare să fie de maxim 5 ani înaintea depunerii cererii de finanțare pentru măsura 4.1. În ceea ce privește partea de asociere, pe care, ca și segment de, să spunem, de consolidarea tot ce înseamnă partea de asociere a fermelor mici și ieșirea acestora pe piață. Noi, prin aceste măsuri, respectiv 4.1 și măsura 4.2, modernizarea fermelor și procesarea, gândim extinderea sprijinului pentru mai multe categorii de cooperative agricole. Știm că până acum acestea au fost reduse doar la o categorie din legea 566. Prin urmare, vom extinde acesta pentru aproape toate categoriile de cooperative agricole, atât timp cât acestea îndeplinesc condiția minimă, respectiv cea de a practica o activitate agricolă. De asemenea, tot în urma implementării și analizei pe care am făcut-o, se pare că această condiție de a menține toate criteriile de eligibilitate, respectiv de criteriile de selecție pe o perioadă de 5 ani, după ultima plată, pare a fi greu de îndeplinit.
Prin urmare, am analizat regulamentul prefederilor acestuia și totuși am avut și o întrevedere cu comisia și am obținut această, nu neapărat derogare, dar această interpretare de a putea păstra dimensiunea economică cel puțin un an după finalizarea perioadei de implementare. Adică, practic, se reduce la anul 1 după implementare, respectiv anul 1 de funcționare. În ceea ce privește măsura 4.1a, pe partea de pomicol, aici, de asemenea, au fost o serie de discuții referitoare la acea notă de favorabilitate și studiul făcut de colegii noștri de la Mărăcineni. Prin urmare, și aici am realizat și am redus nota de favorabilitate pentru eligibilitate de la 2,4 la 2 și menționez că această notă de favorabilitate nu este doar pentru măsura 4.1a, cea din subprogramul Pomicol, dar și pentru celelalte măsuri unde se pot face plantații, respectiv 6.1 și 6.3. Am flexibilizat puțin partea de concept de comercializare. Știți că avem niște criterii care merg de selecție care merg pe partea de lanț agroalimentar și care, evident, merg de la producție până la partea de comercializare. În sensul în care acceptăm și acei comerciați cu amănuntul deținător de unități turistice și restaurante ca fiind unic intermediar. Un element important care se bazează pe conceptul de programului prezentat anterior, respectiv al susținerii clasei de mijloc, ne propunem ca în aceeași, să spun, modificarea PNDR, să venim cu modificarea fermei de familie ca și dimensiune. Prin urmare, o să targetăm acest criteriu, care până la urmă este un criteriu de selecție, pe ferma de familie între 8.000 și 100.000 de standard output. Aici doar vroiam să vă arăt o situație a proiectelor selectate până la 15 aprilie 2016. Este pe regiunea Nord-Est Iași, ca și tipologie de proiecte depuse pe anul 2015. Să spun așa, sunt foarte multe proiecte, sunt mai multe proiecte depuse pe măsura 6.1, instalarea tinerilor fermieri, 60 de proiecte, 19.1, 33, 6.4, 34, măsura 4.1, 19. În continuare, cum vă spuneam, pe partea de asociere, noi ne propunem ca acest an să lansăm și măsura 9.1. 9.1 de grupuri de producători. Aici am avut ceva modificări legislative care s-au rezolvat. Ordinul s-a modificat cu noile prevederi ale regulamentelor și, prin urmare, și PNDR-ul a fost modificat în acest sens. Prin urmare, acest an, măsura 9.1 va putea fi livrată în condiții de în condițiile noului, să spun, pachet legislativ. De asemenea, măsura 16.4, de care se vorbea anterior, este o măsură nouă, cel puțin pentru România, în cadrul PNDR-ului. Este măsura de lanț scurt, concept în care ne propunem ca două entități care se reunesc într-un parteneriat, iar una dintre cele două să fie, practic,
fermierul să poate să-și, să-și vândă produsele într-un areal și prin cât mai puțin intermediar. Acesta e conceptul de bază. Măsura are un sprijin de maxim 100.000 de euro. De asemenea, această măsură poate avea și cheltuieli de funcționare pe care parteneriatul le poate folosi în scopul derulării proiectelor. Sprijinul rambursabil poate ajunge la 100% atât timp cât nu se supun normele de ajutor de stat. Cam atât am avut să vă spun. Sper să fie acoperit mare parte din modificările pe care noi le-am realizat până la acest moment și urmează să le realizăm, că asta e și mai important, pentru a veni în sprijinul programului lansat de guvern. Și o să o las în continuare pe colega mea, Alexandra, să vă povestească mai departe partea de non-agricol.